Nu știi ce să mai gătești? Hai că-ți dau eu o idee. O ciorbă de porc cu păstăi este delicioasă. Folosim vreo 600 de grame de carne de porc cu os, pe care o punem la fier vreo 30 de minute și spumăm când este nevoie. Între timp pregătim și legumele. Un morcov mai mare, o ceapă medie, un păstârnac, o jumătate de țelină și un ardei gras roșu. Dacă și vouă vă place să gătiți ciorbă, să știți că pe paginile mele găsiți peste 30 de rețete de supe și ciorbe delicioase. Adăugăm apoi în oală sare și completăm cu legumele pe care le lăsăm la fier vreo 15 minute. Adăugăm apoi 300 de grame de fasole verde păstăi proaspătă sau congelată. Lăsăm și fasola să fiarbă vreo 10 minute. Mai completăm și cu apă dacă este nevoie, adăugăm și 200 de ml de suc de roșii, 2 linguri cu pastă de gogoșari, iar spre final acrim ciorba cu 400 de ml de zeamă de varză sau borș, fiecare folosește ce dorește. Mai lăsăm ciorba să fiarbă vreo 5 minute, dăm apoi la o parte de pe foc și putem să adăugăm pătrunjel și leuștean proaspăt tocate. Recunosc că de la noi de acasă nu prea lipsește ciorba de pe masă. Este o mâncare cu care mă mândresc întotdeauna și sper să o faceți și voi pentru că este sănătoasă și delicioasă. Iar dacă ești în căutare de inspirație când vine vorba de mesele zilnice, nu trebuie decât să apeși pe butonul de urmărire. Te aștept și mâine la o nouă rețetă delicioasă!